Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, la o oră la care traficul este foarte intens. Biciclistul, spun martorii, nu a fost atent și a încercat să traverseze pe roșu, moment în care a fost lovit în plin de un autoturism. Conducătorul auto le-a povestit polițiștilor că nu a putut să îl evite pe biciclist, în condițiile în care acesta i-a apărut brusc în față. Impactul a fost violent, iar victima a fost purtată câțiva metri pe capota mașinii. Mai mult, automobilul a rupt în calea lui un semafor și s-a oprit pe spațiul verde de la marginea drumului. Biciclistul a scăpat cu răni ușoare. El a fost totuși transportat la Spitalul Județean din Timișoara pentru îngrijiri medicale.